Salutare, mincocilor, și bine v-am regăsit la un nou episod ceva mai diferit pe canal. Astăzi o să vorbim și să vedem lucrurile disgustătoare care sunt legale în mâncarea noastră. Băi, eu nu sunt așa scăpus să fie scârpă de ceva, dar de ceva anume, dar... Hai să vedem ce se poate ascunde în mâncarea noastră fără să știm și mâncăm fără să ne gândim, bă, oare mâncarea asta e curată? Oh my god. Primul lucru, de când aici, în foaia de aia, în sparangos, în sparanghel. Avem în sparanghel ouă de gânac. Ia să vedem. Too much per the handbook is when 10% by count of pips or peas sunt ori sunt infestate, ori ne atacă. Aoleu, și cu saci de ouă, bă, sunt saci de ouă în sparanghelă. De asta mi-e scăpă. Deci, mă, ar fi trebuit să mănânc în sparanghelă și să îți imaginez. Bă, eu mănânc în sparanghelă ăsta, dar pe lângă aș mai mănânc și niște ouă de gândaci care sunt infectate. Sunt ce se poate întâmpla, sunt doar niște ouă cu gândaci în ele. Dar nu-i bai pentru că le dăm afară după 2 zile. Muște în untul de măr. What? Unde măr? Butter înseamnă unt, nu? Ouă de muște sau ceva de genul. Da, sau pene, dar nu ne zice ce avem de la muștele astea, de la gângani. The remittance of range ce sau mai multe echivalentul la insecte. Putem să avem 5 ouă de muște pe 100 de grame de unt de mere. Sau muște omorâte, voi de capul ăla, bă, dar nu înțeleg, bă, ce dracu e aici. Bine, eu nu știu care atât de bine e gândit, dar știu să înțeleg, dar nu prea știu să vă spun. Dar, ca idee, avem muște în untul de mere, foarte frumos. Îmi place, nu mai pomenit. Rodu... Ercand Beats. Ok! Și avem ceva și mai scârbos. Ceva foarte scârbos, nici nu vreau să vă zic așa, că deja mi-a scârbat mie și mi-a să nu vă mii pe aici. E bine. Mâți în your frozen broccoli. Iar gândaci, mă! Iar insecte! Fuck! Tu m-ai dus în your frozen broccoli. When the people checking on average of the of sage sau mai multe chestii pe 100 de grame. Bă, deci imaginează-ți să ai gândaci de ăștia pe broccoli, mă, și tu să mănânci gândaci pe broccoli, pentru că e infestat. Larve, fuck! Putem să avem larve în cireșe, pe bun. Rare larve în cireșe. Tu când cumpăr cireșe la vezi care e o mică găurică acolo,
Și nu e să mă... E o mică găurică, așa crescut. Nu poți, acolo e o rarbă. Îndurtit. Așa... Cinci sau mai multe bucăți sunt respinse. Băi, eu înțeleg ce se spune aici, eu înțeleg, dar nu știu cum să vă zic. Bă, mi-e scârba, crede-mă că mi-e scârba, putem să... Dar eu nu prea... Mie nu prea mi-e scârba de asta, dar bă, când mă gândesc că pot să mănânc o rarvă de asta în cerea și păi nu cred că eu mi-am niciodată în viața mea. Pe bune, un fir de răzătoare în scorzișoară. Just how many rodent here are too many. În ce gări să vind undeva la mijlocul mamă. Putem să găsim 11 fire de păr pe 50 de grame de scorțișoara. Deci imaginați să torni 50 de grame de scorțișoară. Și după aia să cauți scorțișoară cu scorțișoară și să aduni vreo 11 fire de rozătoare din scorțișoara aia. Puh, fii mi-a scârbă. Putem găsi un nou înghețat. Și acolo să vedem ce se găsește. Bacterii, pentru că dacă ouă este deja înghețat, pentru că aici zice că e ouă înghețată. Când le desfacem, când le batem, o să vedem că sunt obate copulori, că sunt stricate, că conțină milioane de bacterii pe kilogram. Nu mai mănânc o viața mea. Bă, e silă! Du-te, dracu! Pe bune, e roate tot. Insert hands in your thick paste. Bă, ce naiba e neregulă cu ăștia, bă! De ce ne pune căcaturile astea în mâncare? This is too much when a bit of food paste conține 13 insecte pe 100 de grame de paste sau două sau mai multe substanțe care durează întreg procesul. Am o idee! Hai să mâncăm... De fapt, stai, hai să mâncăm niște nectarine. Pentru că eu aici am nectarine. Uite, nu mai mănânc nicio nectarină. Pentru că am scăpat râs și s-a... Aolea, cum mă gândesc, bă, mă mărin scârta în your ginger. Ok. De fedea de smetalou. Nu e super, mis pe... Are bor pe țâțe, mă, vaca asta, mă, să mor eu. Vai de capul. Bă, eu nu mai citesc, pentru că mi-e să face rău. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi like. Nu v-am spus exact ce a scris acolo, dar în marea majoritate dar am știut să vă explic cât de cât ce a vrut să scrie acolo. Eu am înțeles și da, am decis să încă videoclipul aici pentru că sincer nu vreau să mi se facă rău. Auzi tu, ouă de gândaci, ouă de muscă în pat. În mod, ai de viața mea, bacterii pe țâtele voacii, bă, mă, du-te mă, aici. Bă, aici, hai cu like-ul ăla.
Să fie bine să nu mă fie rău. Nu mai mănânc nimic. Greva foamei incoming.